Acum, doamnelor și domnilor, aș vrea să le spunem felicitări sincere și călduroase și multe colegilor noștri de la Zuper, pentru că de 2 ani încoace, în fiecare duminică dimineață, de la 9:30 de minute, toată țara e cu ochii pe Moldova 1 ca să mai descopere câte ceva curios, fain și interesant alături de micii prezentatori, micii realizatori de emisiuni. Bine, zic eu micii, dar cred că au făcut mai multe lucruri interesante și cred că au încercat mai multe experiențe în acești 2 ani decât am făcut-o eu în anii mei de televiziune, așa că o să învăț, sunt sigură, câte ceva de la următorii noștri invitați și, în primul rând, o să îi prezint pe Aura și pe Marc, care fac parte din echipa Zuper. Bună, Marc, bună, Aura! Bună! Salut! Salut! Mă bucur tare mult să vă cunosc și să aflu mai multe despre activitatea voastră, dar vreau să le salut și pe Diana Său, care este producătoare Zuper Show. Bună, Diana! Salut! Mulțumim pentru invitație! Și Stefanida Nimerencu, redactoare și coordonatoare a proiectului Zuper Show. Exact. Mulțumesc mult pentru invitație! Fetelor, hai întâi pe voi. O să vă întreb un pic despre cum au fost acești 2 ani și cum a crescut acest produs, hai să zic așa. Cum a crescut echipa Zuper în 2 ani? O să încep eu și o să continui colega mea. Au fost 2 ani extrem de frumoși, au fost 2 ani productivi, 2 ani plini de emisiuni, evenimente și deplasări în teritoriu, unde ne-am cunoscut cu peste 2000 de copii direct și cu și mai mulți în mediul virtual, mediul online. Am reușit să realizăm o emisiune TV, care, iată, în câteva zile face un an de la lansare, și o emisiune radio Zuper Amici. Super! Felicitări! Mulțumim. Pentru ce ați făcut în această perioadă, Stefanida, și pentru tine, cum vezi tu așa dintr-o parte? Eu sunt la Zuper de un an de zile și pot să spun că s-a schimbat enorm. Noi, într-un an de zile, am avut deplasări în toată țara, de la sud la nord, am interacționat direct cu copii, am făcut materiale, le-am prezentat la TV materiale copii din diferite localități din Republica Moldova, abia așteptau materialul și să fie pe ecrane. Și cumva pentru noi, oricum, vedeam bucuria asta pe fața copiilor și ne bucuram și noi pentru noi, pentru că totuși e un succes. Într-un an de zile am realizat foarte multe. Uh-huh. Și aveți și un site foarte colorat și foarte util, l-am accesat astăzi și aveți acolo o secțiune cu teste de cultură generală, da, și tot felul de informații despre diferite subiecte. Serios că am stat câteva minute bune și am încercat să-mi verific cunoștințele. Deci e un site la care cred că s-a lucrat mult, mult și sunteți mult mândri de ceea ce Da, este un site acolo educativ, unde copiii pot să-l acceseze, să găsească materiale, să învețe limba engleză, să descopere corpul uman cu ajutorul nostru. La fel poți să asculte voxuri unde copiii noștri răspund cele mai interesante răspunsuri, cele mai amuzante și multe alte lucruri educative pentru copii. Pentru că scopul nostru principal este de a educa într-un mod mai distractiv. De fapt, Zuperul și-a pornit de la platforma noastră. Inițial ne-am lansat cu site-ul zuper.md și ulterior am mers cu prezentări la radio și am lansat și emisiunea TV, dar într-adevăr site-ul este unul nemaipomenit și nu zic pentru că stau în spatele acestui site, adică toată echipa stă, dar chiar este un site care merită a fi accesat de toți copiii, pentru că de la quiz-uri până la învățat limba engleză, totul este adaptat pentru a fi mai ușor și simplu pentru ei. Aura, Marc, ia povestiți-mi, cum ați ajuns voi în echipa Zuper? Păi eu, într-o zi, am fost cu tabăra într-o excursie. Uh-huh. Și acolo m-am întâlnit cu Daria. Daria Căpățână. Daria este șeful, directorul, da, nostru, da, cea care a inventat și a făcut Zuper. Da, Daria este autoarea acestui proiect. Noi mai spunem Zuper Mama. Oh, ce drăguț! Așa. Și ce să mai spun? M-am prietenit cu ea și gata. Acum am ajuns aici. Și a devenit membru Zuper. Mm-hmm, bravo! Și la tine a arătat așa? Nu, pe mine verișoara mea a aflat de niște lecții de dicție care erau la Teleradio Moldova. Și mi-a propus și mie și am zis că de ce nu? Și uite așa, pe parcursul, cât mergeam la lecțiile de dicție, Daria mai venea, ne mai înregistra câte ceva și așa am ajuns membru. Ce vă place cel mai mult din toată nebunia asta, Zuper? Mie cel mai mult îmi place distracția și lucrurile care le facem aici. Și că pot scapi la școală, dar asta e pe a doilea loc. Aici noi putem să ne distrăm, dar în același timp arătăm la lume lucruri interesante, ca și ei să se distreze împreună cu noi. Marc, și cam câte zile pe săptămână poți să scapi de la școală?
Depinde. Depinde? Dar eu cred că nu mult, totuși, nu? Nu mult, dar uneori facem lucrări de dimineață până seara, când ne ducem în alte orașe, sate, dar uneori, așa, de la ora 3 până în seara. Între ore, cumva, Marc, de fapt, toți copiii combină zuper cu activitatea școlară. Îmi dau seama. Aura, ce-ți place cel mai mult? Mie îmi place că eu învăț niște lucruri noi pe care nu le cunosc în timp ce mă distrez. Cumva aceste două lucruri se combină în echipa Zuper. Noi avem un video, o înregistrare care surprinde exact momentele astea distractive și de distracție și de muncă și vedem ce se întâmplă în spatele camerelor. Eu nu știu dacă voi știți. Nu știți, e surpriză pentru voi. Da. Ia hai să vă vedeți pe voi în acțiune, pe voi și pe colegii voștri. Urmărim un video care surprinde exact miezul activității echipei Zuper și revenim la discuție aici în platou. Eu când aud de Zuper, dispoziția mea este foarte bună. Da, la Zuper. Te face să vii aici cu zâmbetul pe față. Super. Să vrei să dormi aici, să mănânci aici, să stai aici, să te muți cu trai aici. Eu mă bucur așa tare când vin la Zuper. E un vibe așa pozitiv și care îmi dă atât de multă energie de fiecare dată când vin aici. Mă simt liber aici. Aici este o atmosferă foarte prietenoasă. Zuper! Când aud despre Zuper, mă înveselesc. Când aud Zuper, dispoziția mea este super. Învățăm ceva nou și place să vin la Zuper. Zuper.md, per general, pentru mine face parte din cariera mea, din fericirea mea. Este o platformă care m-a ajutat să mă dezvolt mai mult, să fiu mai prietenoasă, mai bună. Îmi dă motivație. Eu aș putea compara Zuper cu un loc fericit la care venim să ne distrăm. Platforma Zuper este una foarte interesantă și foarte interactivă și primesc plăcere de fiecare dată când vin și înregistrez. Și în același timp și lucrăm. Cel mai mult la Zuper? Îmi plac filmările, înregistrările. Când înregistrez, filmez și dau reacții. Toate activitățile care le facem aici. Mereu îmi place să răspund la întrebări, să merg la diferite interviuri, să apar la televizor. Eu când vin aici, cumva, mă încălzesc cu energie pozitivă. Cel mai mult la Zuper îmi place când noi mergem în diferite locuri și filmăm. Toți glumim și râdem. Mie îmi place Zuperul pentru că eu mă dezvolt. Îmi fac prieteni noi și mai aflu câte ceva nou. Cel mai greu este atunci când puțin obosește, însă mie mereu mi-a plăcut într-un fel această oboseală să fiu în fața camerelor. Deja suntem un fel epuizați și tot mai trebuie, mai avem să filmăm. Și foarte greu. Pentru că trebuie pur și simplu stai în picioare și picioarele te dor. Să înveți replicele la perfecție. Și nu poți să iei pauză și ți-ai foame și ești obosit și nu mai te dor ochii. Și când filmez am emoții și nu pot să mă desprind de emoțiile acestea. Ți-i lene și vrei să trăiești ca unul normal și ce mai greu să filmezi decât să te distrezi. Eu cred că copiii ar trebui să știe despre noi din cauza că ar putea să învețe să fie mai sigur pe ei. Noi învățăm foarte multe lucruri folositoare. Mai înțelegători, mai să se dezvolte mai mult. Toți copiii și-ar dori să se afle în acest loc. Învățăm pe copii cum să fie, să fie buni cu cei din jur, să nu aibă frica de cameră, să fie blânzi, prietenoși. Adică să se înregistreze, să se simtă și ei mai important. Copiii trebuie să cunoască despre Zuper, deoarece poate să învețe o profesie care este jurnalist. Adică dacă ei aici vorbesc, înregistrează, cunosc profesii. Aici la Zuper este cel mai fain loc în care poți să scapi de școală, fără ca să chiulești. Vai, ce mi-au plăcut explicațiile copiilor și cât e de greu câteodată și cum vrei să trăiești ca un om normal și nu te lasă televiziunea asta să fii normal. Dar asta e chiar adevărat. Știți că oamenii care lucrează în televiziune, la modul frumos, zic, nu sunt foarte normali. Sunt foarte diferiți în viața reală. Da. Adică în viața reală sunt foarte diferiți decât pe cameră. Dar cum adică? În ce sens, Marc? Păi... Adică depinde de ce tip de... Adică dacă ești jurnalist,
așa, la știri și la toate astea, trebuie să stai drept, să... Să prezint serios. Foarte serios. Dar în viața reală, Asta e, da. Fetelor, spuneți-ne voi un pic despre cum selectați subiectele pentru fiecare emisiune în parte, pentru că voi aveți o emisiune foarte complexă, cu diferite rubrici, cu filmări, a zis, în teren, pe diferite teme. Cum se încheagă o emisiune super? Da, emisiunea este compusă din 5 rubrici. Prima este Voxul, care idei cu scânteii unii copii spun cele mai trăsnite și neobișnuite lucruri, dar interesante și educative în același timp. A doua rubrică este Impresii de profesii. Este o rubrică foarte dinamică, pentru că împreună cu ei mergem în diferite locații și descoperim profesii. Am făcut o zi cu un militar, cu un pompier, cu un medic și la sugestiile copiilor, iată, identificăm sursele și deja, să știți că sursele sunt un pic sceptice când aud că este vorba să lucreze cu copiii, dar noi le pregătim și atunci când terminăm filmările chiar se arată destul de entuziasmați și nerăbdători. Mai avem o rubrică față-înfață, unde sunt părinții cu copiii și o să dau un exemplu ce facem noi acolo, de exemplu care este numărul de papuci la mama și copilul scrie 100 pentru ca să nu supere pe mama și dă un număr mai mare, dar mama de fapt spune numărul care este. O altă rubrică este Bla Bla Dicție, unde învățăm să vorbim clar, corect. Și o rubrică a cincea este Totul e știință, unde mergem și experimentăm într-un laborator al distracțiilor științifice, experimente reale, într-un mediu sigur și cu asistenții pe măsură. Exact. Stefania, dar zi-ne, care e specificul lucrului, iată, într-o echipă din care fac parte doar copii? Cum e? Bine, să facem dar de fapt nu, că am vrut să zicem că nu sunt Marc și Aura aici, dar cred că nu o să zici nimic nou pentru ei. Nu. Cum e să lucrezi cu copiii? În primul rând, este foarte frumos. Eu spuneam că este un greu frumos, adică este greu, dar este frumos. Atunci când sunt zile mai rele, mai mult de lucru și vine un copil și îți spune vreo idee sau ceva de-a lui, ești gata, pe dispoziție bună. Sau, de exemplu, răspunsurile lor. Noi când stăm să montăm, să facem TC-uri sau ceva de genul, toată echipa râdem. Dacă avem și colegii noștri din alt departament, putem să le arătăm și lor și atunci toți râdem. Foarte interesant și cumva dragostea asta față de copii te face să iubești și munca. Și acum întrebare pentru Marc și pentru Aura. Cum e să lucrați cu adulții? Este foarte interesant, dar în același timp obositor. Cum a spus Stefanida. Uneori toți suntem obosiți. Mai mult decât uneori, dar suntem obosiți. Și trebuie doar cel mai mic cuvânt și cea mai mică expresie. Care este? Ca să fim fericiți înapoi. Și asta este râsul și amuzamentul. Și în același timp aici la Zuper este interesant, deoarece uneori poți să nu înveți chiar pe de rost toate cuvintele cum eu fac, eu aproape niciodată nu le învăț, dar... Noi asta știm. Dar... Dar cum faci, Marc? Improvizezi, nu? Improvizezi și în același timp mă ajută toți. Ok. Pentru că aici ne ajutăm reciproc și suntem ca o familie. Bravo! Îți prevăd în viitor strălucit cu aceste capacități de a ieși din orice situație. Așa înțeleg, tu ieși din orice situație. Așa-i? Bravo! Aura, care a fost cea mai memorabilă filmare pentru tine? Sau cel mai greu moment de pe platourile de filmare de până acum? Păi, cel mai greu moment a fost când am fost la zimbrărie. Am văzut episodul ăla cu zimbrii, mi-a plăcut foarte mult. Și am aflat lucruri pe care nu le știam despre zimbri. Da, și eu am aflat multe lucruri, dar... Îmi era frică de zimbri, însă trebuia să stau alături de ei ca să filmez. Eu credeam că ei sunt mici ca un câine, dar ei sunt mari, mai mari ca vacile. Da, și... foarte mari. Și cumva... Dar ai depășit frica, nu? A fost căpuțic, am văzut episodul și a fost unul foarte interesant și fain. Ce te-a impresionat cel mai mult legat de zimbri? Îți mai duce aminte ce ai aflat, ce ai văzut acolo și te-a șocat? Păi... Pe lângă faptul că sunt foarte mari. Păi am văzut niște porci, micuți erau, și erau la zimbrărie și mă gândeam, dar ce caută porcii ăștia la zimbrărie? Trebuie să fie zimbri, de aici sunt porci. Da.
Voi aveți ideile voastre legate de locurile unde vreți să mergeți, meseriile pe care vreți să le descoperiți, nu? Adică puteți să vă expuneți părerea și să faceți ceea ce vă este interesant vouă. Da, mereu. Ne consultăm și ce iese, iese. Simplu, da. Da. Simplu, clar și cuprinzător. Simplu, clar și cuprinzător, bravo. Apropo de bla-bla dicție, bla-bla dicție. Voi ambii aveți o dicție bună, vă place să faceți cimilituri, ziceți, faceți, da, exersați. Cum vă pregătiți voi în general de o filmare, de o înregistrare? Păi avem mai multe grupuri de sunete care ne ajută să ne antrenăm vocea pentru următoarele emisiuni. Uh-huh. Eu de obicei, așa cum iese, așa iese. Încerc să fac cât de bine pot. Bravo. Și cât de bine pot, așa iese. Și cum iese, iese. Și gata, ci cum iese. Bravo, bravo, Marc, îmi place atitudinea ta. Eu vin aici să mă distrez și în același timp să învăț. Da. Mă distrez. Dar la școală, colegii voștri știu despre, nu? Știu despre activitatea în televiziune. Vă admiră, vă laudă, cum e? Ne laudă, mă laudă. Ce clasă sunteți voi? A cincea. Eu tot a cincea. Și tu, Aura, a cincea. Sunteți colegi în același loc? Nu. Eu merg la liceu Da Vinci. Am înțeles. La Natalia Dadiani. Bine. Fetelor, pregătiți și pregătim. Eu am zis așa, am zis la forma colectivă, că ne-ar plăcea să ajungem și nouă la petrecerea voastră, pentru că o să organizați o petrecere foarte curând. Da, despre ce vorba? În această vinere dăm o petrecere așa de zile mari, pentru că Zuper face 2 ani de activitate, unde sunt așteptați toți copiii care au participat până acum la Zuper și care vor continua să participe, inclusiv echipa și toți colegii. Vom avea multe surprize, nu o să le zic pe toate, după asta nu o să mai fie interesant copiilor să vină. Avem un trend anul acesta, fiecare își alege culoarea în care să vină îmbrăcat și aduce gustările care doresc ei după culoarea care au ales-o la... Ce interesant! Gustările trebuie să fie de aceeași culoare, da, cu ținuta? Exact. Dar e complicat! Ei, da. Păi deja m-am ales cu Stefanida. Păi, și în ce culoare o să fie îmbrăcat? Vreau să fim în roz. Și ce gustări o să aduceți roz? Ceva la care ambalajul este roz. Sau brioșe roz. Sau brioșe roz. A, da, de fapt, da, uite, bine zici. Cremă de culoare. Tort roz. Multe lucruri sunt roz. Aura, și tu te-ai hotărât? Nu. Încă nu? Mm-mm. Dar care e gustarea ta preferată, dacă ar fi așa să alegi? Păi, cred că... Nu știu, am mai multe. Și profesia cea mai frumoasă din lume, care vi se pare? Acel de bucătar. Bucătar. Sau nu bucătar. Cum se numește? Cofetar. Cofetar, da. Pentru că noi am petrecut o zi cu un cofetar și a fost foarte fain. Am mâncat brioșe și am mâncat mult. Nu duce. Am venit acasă și mi-a fost rău pentru 5 zile. Și frumos. E frumos. Și după aia cred că ai făcut o pauză de la dulce, o perioadă. Nu. Am înțeles. Struguri după. Și Marc chiar așa a mâncat struguri, când i s-a făcut rău. Nu puteam să terminăm materialul, pentru că Marc nu mai... Aura, și pentru tine, cea mai frumoasă profesie? Care ți se pare acum? Păi, nu știu, dar sigur nu vreau să lucrez la zimbrărie. Înțeles. Dar în televiziune? Televiziune? Pentru viitor, așa, în viitor, vă vedeți. În TV. Eu mă văd în domeniul muzicii. Uh-huh. Și tu, Aura? Nu știu. Eu nu am așa planuri pentru viitor. Eu abia aștept voi să creșteți și să vă alegeți profesiile și sunt sigură că noi o să ne vedem peste vreo 15 ani aici în studioul ăsta și voi să-mi povestiți despre lucrurile mărețe și extraordinare pe care le faceți. Mă bucur mult că ați venit la noi în seara asta și că v-am cunoscut și vă mai aștept oricând. Când aveți un pic de timp liber de la Zuper, vă invit aici la noi în studio și mă ajutați pe mine să prezint emisiunea. Ce ziceți de o așa propunere? Da? Da. Ne facem echipă odată? Da. Da. Gata, ne-am înțeles. Mulțumim mult pentru prezența, fetelor. Mult succes, la mulți ani încă o dată și felicitări tuturor membrilor care fac parte din echipa Zuper și petrecere frumoasă. Mulțumim mult. Vă așteptăm la petrecere. Da, venim vineri seara. Vineri seara, da. O culoare și gustări de exact, așa. Exact, de aceeași culoare. M-ați pus pe gânduri. O să mă îmbrac în verde și o să aduc niște brocoli sau ceva, că doar asta îmi vine în cap. E bun?
Merge? Mă primiți? Nu? Nu? Să mă bune, da! Nu, înțeles! Ne vedem vineri la party! Mersi tare mult încă o dată!